4 meciuri de foc pentru handbaliștii lui Poli. Al Violeții înfruntă numai echipe din jumătatea superioară a clasamentului în următoarele runde. Primul joc e pe terenul vicecampioanei HC Odorhei. Harghitenii au nevoie de victorie ca de aer ca să-și continue lupta pentru cupele europene. Echipa antrenată de timișoreanul Vlad Caba ocupă locul 5 în clasament și caută revanșa după înfrângerea din tur, când Poli s-a impus cu 26-24. Al Violeții se bazează pe experiențele fericite din ultimele 3 sezoane, când au plecat neînvinși de la Odorhei. Chiar dacă nu mai au un obiectiv în campionat, timișorenii vor încerca să recupereze punctele pierdute acasă în fața Reșiței, mai ales că în etapele viitoare vor întâlni Dinamo, Suceava și Bacău, alte 3 echipe care se bat pentru cupele europene.